Transportatorii vin cu un mesaj către prim-ministrul Maia Sandu. Aceștia cer o audiență la guvern cu prezența ministrului economiei Vadim Brânzan, așa cum problema ajustării tarifelor nu se soluționează. În lipsa unui dialog, transportatorii spun că vor continua să protesteze. Aceștia spun că Sandu ar fi fost informată greșit de Ministerul Economiei și Infrastructurii despre problema existentă și că, de fapt, un dialog constructiv cu ministerul nu există. Transportatorii cer prim-ministrului o audiență prin intermediul căreia să se discute problemele din sistem. Amintim că la 9 octombrie transportatorii au protestat suspendând circa 586 de curse de pe traseele naționale și 124 de rute regulate. Protestul a fost provocat de nemulțumirea transportatorilor față de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Aceștia au cerut ajustarea tarifelor pentru serviciile regulate de transport rutier de persoane în trafic raional și interraional. Ulterior, guvernul a venit cu o reacție prin care dezaprobau aceste acțiuni. Guvernul consideră că este necesar ca întâi de toate pasagerilor să li se asigure condiții civilizate de călătorie, microbuze și autobuze destinate exclusiv transportului de pasageri, se arăta în comunicat.